Ce faceți cu această cisternă? Păi intervenim la incendii când a fost intervenat trecută la o altă parcelă de greu aici în zonă. Nici pompierii, dar m-am dus și lopez aveam. În localitatea Giulvăs din județul Timiș, fermierii sunt mereu în alertă pentru a interveni pentru stingerea incendiilor. Zeci de utilaje agricole și cisterne cu apă sunt pregătite pe câmp. Greul arde precum benzina. Tocmai de aceea în permanență în fermă avem un tractor cu un disc agățat pentru a interveni în caz de orice nenorocire. Zilele trecute, în doar 24 de ore, pompierii din Timiș au intervenit să stingă 16 incendii de vegetație uscate și culturi agricole. Aerul uscat și mai ales vântul le-au pus mari probleme. Seceta este tot mai extinsă în țară, iar lipsa irigațiilor se simte peste tot. Acest fermier cultivă porumb pe 80 de hectare în Nădlac. Seceta din acest an i-a distrus cultura în totalitate. În ultimii 32 de ani de când eu mă ocup de agricultură, nu am avut un an atât de secetos și cu catastrofe atât de mari pentru cultura de porumb. Până în 1990, zona era împânzită cu sisteme de irigații. Acum au rămas doar canale secate invadate de vegetație. În timp ce fermierii arădeni își numără an de an pierderile, în țara vecină culturile înfloresc. Au sisteme de irigații cu apa adusă din Mureș. Ei aduc apa pe la turnul Bătania, deci ei ocolesc aproximativ 60 de kilometri. Și noi? Noi în linie dreaptă am avea vreo 28 de kilometri. Comanda maximă către partea maghiară este 1,5 milioane metri cubi de apă. Datorită nivelurilor mici de apă, se livrează mult mai puțin decât ar dori dânsii. La presiunea fermierilor din Arad, Ministerul Agriculturii a alocat 25 de milioane de euro pentru refacerea sistemului de irigații în zona Nădlac. Dar pentru acest an banii au venit prea târziu. Și în Moldova, seceta a pus stăpânire atât pe culturile mari de cereale, cât și pe curțile oamenilor. În zona românești, localnicii din două sate au trăit 10 zile fără apă. Greu de sos. O leacă de apă mai curge, am și rubinet, sunt niște izvoare aici la noi, la o sacă toate. Am 66 de ani, dar n-am prins nici într-un an. Așa o săște de mare ca porumbul, facă spic să nu aibă păpuși. Avem în jur de 186 de hectare de porumb, în care este calamitat 100%. Rapița avem 126, în calamitat între 80-90%. Și în Neamț, fermierii care dețin suprafețe mari încearcă să se împace cu gândul că în acest an nu vor avea niciun câștig. Cultura de porumb, noi o avem pe 1200 de hectare înființată, a pornit foarte bine în primăvară, dezvoltarea a stagnat. Cultura este aproape compromisă. De-a lungul râului Siret, oamenii se descurcă cum pot. Legumele din grădină, mult așteptate, sunt și ele afectate de secetă. Am pompă bătută de mine de ani de zile și scot apă din ogradă. Cumpărăm apă, ce cum să facem? Că în oraș e secetă, dar pe aici. Autoritățile atenționează constant populația că apa trebuie consumată în mod responsabil pentru ca rezervele să fie realimentate.